faci, mami? Eu minte pai pun. Ai pus semințe în pai? Da. Sămânțarele care ești. Ia uite ce spargi tu acolo la semințe. Da, nu numai tu și eu, uite. Astea semințele care le-ai spart tu zilele trecute, le-ai pus împreună cu astea alte bune, acum fac eu curățenie acolo, știi? Și le punem aici. Ia uite. Mm-hmm. Ce zici? Eu acum te-ai învățat, îți iei castronașul și îți pui separat cojile, nu? Mm-hmm. Bravo. Bia, ce face? Eu nu sună telefonul. Se uite la desene și pe telefon se uită? Mm-hmm. Da? Mm-hmm. Toschilina. Toschilina. Tu, Toschilino. Gășanu, trebuie să-ți fac baie. Ce credeți că avem noi aici? Ficățel în lapte cu sare. L-am pus ca să iasă sângele. Mi-a zis cineva să fac așa și am zis să fac, de ce nu? Imediat o să-l prăjesc. Vreau să fac ficățel prăjit așa și o salată de avocado. Stați așa să întorc camera. Bună, dragii mei! Ce faceți? Astăzi o să filmez doar cu telefonul pentru că bateria este la încărcat. De fapt, ea s-a încărcat. Bateria de la cameră, mă refeream. Bateria s-a încărcat, dar mi-a fost lene să mă duc să pun bateria înapoi în cameră și am zis să filmez cu telefonul. Astăzi nu cred că o să vă supărați pe mine, nu? Deși se vede foarte fain, foarte clar. Aici pe aragaz avem oala cu ciorba de sfeclă roșie, borșul de sfeclă roșie. Am mâncat jumătate, ce credeți? Atât de bun a ieșit. Și aseară am mâncat și astăzi, iar acum v-am zis o să fac niște ficățel la tigaie și o să fac cu ceva din avocado. Mi-am scos avocadoul ăsta, o să-l tai așa filiuțe cu roșii și o să mâncăm așa un fel de salată de avocado, nu știu cum să-i zic. Pentru că eu le-am cumpărat acum câteva zile din Netto, erau destul de tari și le-am lăsat să se coacă. Iar acum sunt foarte moi și am zis că păcat de ele, nu vreau să le pierd, să le strig, așa fac o salată și mâncăm toți, ca și cum am mânca un piure ceva. În loc de piure de cartofi, o să mâncăm salată de avocado. Mi se pare mult mai sănătos. Nu-i așa, Andrei? Da, și piureul este foarte, foarte, foarte bun. Asta este. Dar o să mâncăm noi piure, cred că mâine, poimâine, abar n-am. În orice caz, mai avem 2 zile la dispoziție ca să ne pregătim pentru plecare, de făcut bagaje, de pregătit, de spălat ce mai avem noi din haine, să punem la loc. Oricum, v-am zis eu că de mâine o să încep să mă stresez, nu de azi. Azi este încă miercuri, așa că astăzi încerc să mă mențin calmă, de mâine o să încep să mă agit, pentru că mâine o să am de făcut, să încep să fac bagajele, să pun din haine, să... Tu ce? Ți-ai Lego cu tine? Da. Nu ții multe, nu ții multe, pentru că nu avem loc, Andrei. Îți iei numai ce-ți place, așa cel mai mult. Ia să vedem ce face Bia. Biuța, ce face Biuța? Ce faci tu, mami, tu? Ia uite ce ați făcut voi aici. S-a venit vecina și ați făcut deranj. Ați deranjat toată casa. Acum strângeți. Păi ce frăș! Da, dar nu, mie îmi place când sunt așa jucările prin casă, adică bine când sunt gunoaie, că jucările sunt ok așa să le vezi prin casă, doar să nu te lovești în ele, nu-i așa, Bia? Mi s-a întâmplat mie că odată m-am lovit, eu era întuneric și erau jucările aici pe mijlocul casei, nu le strânsesem și m-am lovit așa de tare într-o jucărie. Atunci am decis și am zis gata, vă luați toate jucările, vă duceți în cameră, vi le puneți la loc, pentru că lăsându-le așa noaptea pe împrășteate prin casă, nu știi tu de somnoros, de asta e tu de la semințe, de somnoros ce ești, așa nu-ți dai seama și te lovești într-o jucărie de asta, Doamne ferește, mai poți să te împiedici, să mai casă, să mai pățești alte chestii nașpa. Și atunci le-am zis, le-am decis să-și strângă toate jucăriile din casă și ce au ele așa împrăștiate și să-și le fie la loc. Și asta fac. Facem treaba asta în fiecare seară, facem curățenie, strângem jucăriile, aranjăm toate la locul lor și na, suntem ok. Ne-așa, Bia. Ia zi tu ce ai făcut astăzi.
La franceză, tit. Cât ai luat la franceză? 2. 2. Îți place foarte mult franceză, așa e? Ce ziceai tu că vrei să te faci? Nu știu. Acum, că ai zis, profesoară. De? De franceză. Profesoară de franceză. Nu mai vrei să te faci educatoare? Nu. Nici învățătoare? De ce? Te-ai răzgândit? Îți place mai mult profesoară de franceză? Bia. Ce? Ce mănâncă pasărea aia? Mănâncă nimica, râme. Carne mănâncă. Bia se uită la Togo Plus. Sunt niște pasări acolo. Ce mănâncă ele din astea? Carne, cred eu. Și știu ce mănâncă. Dragile mele, pentru că pe voi vă interesează mod expres, mi-a venit rochia. Deci nu vreți să știți ce porcărie de rochie mi-a venit. A doua țeapă de pe internet, de pe Amazon, vezi pe Amazonul care e, na. Dar tot din China mi-a venit și tot o porcărie de rochie. Așa că o să o trimit înapoi, am noroc că este cu retur, așa pot să-mi recuperez banii. Și am ajuns la o concluzie. Eu am în dulap mai multe rochii. Sunt mai simpluțele așa. În sensul că nu sunt chiar de nuntă sau mai știu ce, dar le pot purta la ocazii. Am o rochiță neagră care vine așa pe corp până la genunchi. Este destul de lengănțică. Aia o să mă îmbrac eu mâine și o să vă arăt. O să fac un pic de parada modei. Astăzi nu am niciun chef să fac parada modei. Așa, o să mă îmbrac cu rochița aia. Și la rochița asta neagră am niște cizme lungi, negre, așa, din piele, foarte faine. Am și un paltonaj roșu pe care vi l-am arătat ieri. Iar pentru restaurant am o rochiță animal print, care este la guler, are așa o margine numai din pietricele. Dar mie mi se pare foarte elegantă rochița aceea. Am mai purtat-o eu vara, afară, când am ieșit așa în oraș. Dar consider că pot să o port și la restaurant, pentru că am plicul de aceeași culoare a rochiei și pantofiorii care mi-am cumpărat sunt beige, adică chiar pot să-i port la rochița asta și o să fac așa o parada modei, cum v-am mai zis, să le vedeți pe amândouă rochițele. Pentru că mie, sincer să fiu, îmi plac foarte mult, o să pun camera aici. Am obosit, ținând-o așa în mână, am obosit. Da, și nu știu, m-am gândit că nu are sens să mai merg în România să mai dau bani pe alte rochii, dacă le am pe astea două. Eu inițial am vrut o rochiță așa mai elegantă, mai din nuntă, cum zice așa, să fiu mai wow, că sunt nașă. Dar noi botezul care l-avem, adică la cei care vom boteza, nu sunt foarte mulți invitați. Deci suntem în familie și câțiva prieteni. Așa că nu o să fie foarte multă lume, ceva foarte wow. Toată lumea o să vină cum o să poată, cu, eu știu, fiecare cu ce are. O să se potrivească rochița asta care o am eu. Pot să mă îmbrac cu ea și, de ce nu, chiar și în seara de Revelion pot să o port. Na, pantofii se potrivesc de minune și mă simt foarte bine în ea. Chiar este o rochie foarte lejeră și... Tu vrei să eriți foarte... Are un bus pink, are un pink, iris, paru, are... Iris? Poate foarte iris. Cine e iris? Iris? Timpul via unui este o fetiță Iris din desene animate. Da, ăla poate fume. Fata aia pink, Iris. Așa. Aia blue. Ăla mic. Aia mică. Copchila aia mică, nu? Da, ăla Iris. Iris se cheamă? Da. Da? Are părul oranj, portocaliu? Poate fume. Cum are părul? Părul are... Cum este părul? Roz?
Oranj. Oranj, po oranj. A, oranj. Oranj. Papuci. Tu vezi relații de... E tata în curte. Țepe. N-am înțeles ce ai zis, Andrei. Trebuie să mai zici o dată. Deci are părul portocaliu, papuci portocalii. Și ce face ea? Cântă? Da. Ah, ok. Da, astea sunt niște desene la care se uită Bia, nu? Auzi, dar ce zici? Nu mâncăm o portocală? Uite, mă, aici avem portocale. Uite aici. Hai să mâncăm o portocală, vrei? Să o desfacem, mami, să mâncăm și o portocală în seara asta. Niște vitamine, ceva. Vă da ce fain miroase ea. Miroase. Vezi? Mamă, dacă aș avea un parfum cu miros de portocale, cred că aș fi cea mai fericită. Atât de mult îmi plac portocalele cu miros. De nu aveți idee. Wow! Dar cred că o să-mi curăț o portocală să mâncăm. Adică o să curăț două portocale să mâncăm. Și după aia o să mă apuc eu de ficăței. O să vă arăt cum o să-mi iasă mie salata asta de avocado cu roșii. Așa, și ficăței, bineînțeles. Pe urmă, după ce o să-mi pun eu copilașii la somn, o să-i fac, cred că, și un duș așa rapid lui Andrei, pentru că nu i-am mai făcut de vreo 2-3 zile, cam așa. Da, fiind mai micuț, nu-l spăl chiar în fiecare zi, pentru că nu-i ca noi, nu transpiră cine știe ce. La zonele unde trebuie să-l spălăm, îl spălăm, bineînțeles, când e nevoie, dar există și șervețele, da, noi... Considerăm că încă este micuț ca să îl spălăm zilnic, să-i facem duș zilnic. Dar când este nevoie, el se cere. Singur zice, mama, astăzi vreau să-mi fac duș, că... cum zici tu? Put. Put, așa. Că zice că pute, na. Și atunci îi facem dușuleț, nu? Ce zicea, să-ți facem dușuleț? Mhm. Uh-huh. Alaltă ți-am făcut duș. Uh-huh. Trebuie să facem duș neapărat. Uh-huh. Așa. Și după ce termin cu copiii, te pus la nani, așa, vreau să mă apuc să-mi fac unghiuțele. O să vă arăt așa în mare cam ce fac eu. Nu știu dacă o să mai filmez pentru celălalt canal. Eu mi-am cumpărat niște unghii false de la Teddy, de culoarea verde și am ceva și pe auriu. Deci se potrivesc de minune cu rochița mea asta și cu pantofiorii, bineînțeles. Și o să-mi fac unghiuțele pentru că... Mi se pare că este mult mai ușor, adică mie îmi place să fac treaba asta, să-mi fac unghiuțele singură. Na, și plus de asta, eu tot, eu mi le dau jos, le pun, le dau jos și la mai departe, deci nu mă complic foarte tare cu saloanele. În schimb, da, pentru păr asta o să fac, o să merg la salon și acolo o să mă vopsească. Am o prietenă în România care lucrează la salon. Ea o să mă vopsească și am extensiile care, normal, voi le știți, le-ați văzut de atâtea ori. Acelea o să, probabil că o să le vopsesc sau o să folosesc o culoare, o vopsea, care să meargă perfect cu extensiile. Nu știu dacă nuanța care oameni acum merge cu extensiile pe care le am eu, habar n-am. Dar acolo o să se vadă la fața locului care e treaba, ce se poate face cu... părul ăsta meu. Tu costumașul ai, hăinuțele le ai și Bia are și ai pregătită de botez, are cu ce să se îmbrace, iubi la fel, deci cam partea asta am rezolvat-o. Ce-mi rămâne mie să fac în România este să umblu pentru lumânare, să cumpăr o lumânare de acolo și pentru... ultimile detalii care trebuie făcute la biserică. La ultimul vloguleț, cineva m-a rugat foarte mult să vorbesc despre cum pot să procedez aici în Germania cu o pisică, cum pot să o îngrijești, în ce constă îngrijitul pisicei în Germania, dacă este ok, dacă nu este ok. Și da, răspunsul meu este foarte ok să ai o pisică, poți să ai și două, și trei, nu este nicio problemă. Nemții iubesc foarte mult animale, deci ei sunt niște animaliști. Dacă este vorba să-ți găsești o chirie unde să poți să-ți ții
să ai și un animăluț. Aici partea asta este un pic mai dificil, deoarece foarte mulți zic că vor chiria și fără animăluțe, dar cum ți este norocul, dacă găsești o chirie în care nu-ți pune interdicția asta să nu-ți aduci animăluțul, atunci totul este bine și frumos. La noi a fost un pic cam complicat la început pentru pentru animăluțe, pentru că toți ziceau că nu vroiau chiriași cu animăluțe și atunci am căutat până am găsit nu știu câte case, tot am găsit noi în care vroiam să ne mutăm și toți ne spuneau că nu aveam voie cu animăluțe. Na, în cel din urmă am găsit am găsit noi o căsuță în care am putut să ne mutăm. Dar na, aici este și norocul tău, depinde cum reușești și ce găsești. Asta ar fi o chestie așa mai puțin plăcută în ceea ce constă cu animăluțele într-o țară străină. Deci găsitul unei case sau chirii în care să poți să te muți cu animăluțe, să-ți fie permis. Apoi, bineînțeles, sănătatea animăluțului. Tu trebuie să mergi la veterinar să ți-l înscrii, în mod special la pisicuțe. Trebuie să făcute niște vaccinuri. Vaccine? Vaccine, nu vaccinuri. Așa. Pentru că, da, este totuși un animal și trebuie ținut cont și de treaba asta, să-i faci vaccinele necesare, plus că poate pune chip pentru, Doamne ferește, se pierde animăluțul, ți-l poate găsi imediat și noi asta am făcut cu Lily, i-am pus chip. Am castrat-o deoarece noi nu am mai vrut ca Lily să facă puiuți. Este foarte greu aici, adică face puiuți și ce faci cu ei, trebuie să-i dai și n-ai cui să-i dai și atunci am preferat să o castrăm. Aici depinde de decizia fiecăruia cum preferă, dacă vrea să castreze, dacă nu. Dar în principiu, animăluțul trebuie dus la veterinar, trebuie vaccinat, trebuie pus chip, așa, și făcut pașaport în cazul în care vrei să-l transporti dintr-o țară într-alta. Asta este foarte important. Și ca să-i cumperi mâncărică, aici sunt tot felul de magazine speciale pentru animăluțe. Noi avem un magazin mai mare unde am fost și am luat tot felul de chestii pentru pisicuțe, gen mâncare, din astea tratamente pentru îngrijirea urechilor, pentru că na, la animăluțele se mai fac așa ca un fel de ceară neagră în urechi și trebuie curățate bine, că altfel se pot îmbolnăvi. Așa, de acolo ne-am luat asta, mâncărica la animăluțe și niște jucărele, așa, plus chestiile astea de care vă ziceam, de îngrijirea blănii. Și pentru Tosca i-am luat și ei un șamponet din acela special pentru părul ei, că ea are păr. Noi îi dăm lui Lily să mănânce crânțănele din acelea bubițe uscate. I-a mai dat și mâncare umedă, dar sincer să fiu, nu prea deci ea mănâncă, dar faza e că se strică la burtă și atunci nu este ok. Prefer să-i fierbie o cărniță de pui separat sau ceva cărniță așa și să-i dau decât să-i cumpăr mâncare din aceea umedă. Și lui Tosca la fel, tot așa procedez, deci prefer cărniță să le dau proaspătă decât din conservele astea așa, dar mâncarea lor principală este asta uscată, bobițele. În cazul în care vrei să pleci într-o altă țară și nu ai cu cine să lași pisica, ideal ar fi să găsești pe cineva cu care să lași pisica sau să vină să-ți aibă grijă de pisică. Pentru că, na, la cățel e mai ușor. Îl iei cu tine, îl ții de lesă, nu știu ce, mergi cu el oriunde. Dar pisicuța e mai greu pentru că nu ai cum să o transporti. Adică o transporti în cușcă, dar dacă te duci la un hotel, nu-ți permite hotelul să-ți aduci pisica în cameră. Deci e cam complicat. Sau, na, dacă mergi la drum lung cu mașina, iarăși pisica este foarte stresată. Ele nu tolerează, eu știu, călătoria
Așa cum, de fapt, câinii, în general, tolerează, deci la ele e un pic mai complicată, sunt mai sperioase, sunt mai anxioase și ideal ar fi să găsești pe cineva care să vină să aibă grijă de pisicuța ta. Noi, așa am făcut de fiecare dată când am plecat undeva, am găsit pe cineva care să vină să-i dea de mâncare, să-i schimbe, să-i îngrijească WC-ul și na, să Mama, stea un pic cu ea, să... eu Ce voi faci? de sex. Nu e voie, rece, Eu mami. Nu e, vom pune acolo. Nu e pune voie, că după aia te răcești la gâtuț. Faci buba la gât. Pune acolo, bea țuculețul și... Acum iarna, vremi vara. Și nici vara, că faci buba la gât. Nu, 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 nu e voie. Nu e voie. N-ai voie la frigider să spui tu nimic, sau că faci buba. Hai, lasă acolo, vezi că vergi pe covor, ai grijă. Ține bine cănița. Foarte multă iubire cer pisicuțele. Foarte mult băgate în seamă. Deci dacă nu bagi în seamă, ele intră în depresie. Eu am văzut, deci Lily cere non-stop iubire, non-stop să fie mângâiată, non-stop să-i vorbești. Altfel, chiar intră în depresie. Bine că și căței, în general, dacă nu-ți băgați în seamă și ei pățesc cam la fel, dar piscine, în mod special, au nevoie de iubire, multă iubire, mângâiere și să vorbești foarte mult cu ele. Cam atât. Deci, astea cred că sunt lucrurile cele mai importante pentru a avea o pisică. Mă apuc de treabă, mă apuc să fac salată de avocado cu roșii, să prăjesc ficăței și pe urmă o să mai revenim cu alte momente de ale noastre. Haideți să vă arăt ce fac eu acum. Am scos ficățelul din lapte, l-am spălat bine, l-am pus în tigaie cu un pic de ulei. Apoi o să scot ficățelul, o să-l mut într-o altă tigaie, o să pun un alt ulei. Și ăsta o să-l arunc, pentru că aici practic sunt rezidurile ce au ieșit din ficățel. Asta am auzit-o eu astăzi de la o colegă de-a mea, mi-a spus cum prepară ea ficățelul și am zis să încerc. Ea mi-a zis că are un alt gust dacă fac treaba asta, să-l las, să practic să iasă tot din el și apoi să-l mut într-alta și să pun un alt ulei, ci că e mult mai gustos și nu mai are mirosul ăla așa puternic de, sau gustul acela puternic de ficat. Așa. După ce o să-l mut în cealaltă tigaie, o să pun, bineînțeles, ulei, usturoi. Mi-am pregătit aici usturoi. Ăsta o să-l tai așa în jumătate și o să-l pun acolo cu un pic de sare și cam asta e treaba cu ficățelul. Aici avem niște roșioare. Astea sunt roșioarele mele care le-am avut în balcon. Le-am pus la copt și ia uitați ce mi-au ieșit. Ele sunt foarte, dar foarte gustoase, foarte dulci. Și fiindcă nu mai aveam roșii în frigider, trebuia eu să-mi cumpăr astăzi roșioare, dar din păcate nu am reușit să ajungem la magazin. Așa că am avut noroc de roșioarele astea, le aveam în boxa aceea mică verde. Când am căutat usturoiul pentru ficăței, am găsit roșioarele și zic, o, taci că am roșioare. Aici avem 5 bucăți de avocado. O să le tai în jumătate, în felii. Cu roșioarele, bineînțeles, așa o să le las, nu o să le mai tai pentru că sunt foarte mici. Și o să fac așa o salată, o să pun un pic de ulei de măsline, un pic de lămâie, sare, piper și cam asta e treaba cu salata. Și ficățelul, cred că trebuie să-l mut, că deja începe să se prăjească și nu vreau. Așa că asta o să fac, o să-l mut. Am schimbat. Dar a pocnit acum. Chiar a pocnit. Aoleu, dar nu pocni, mă. Ia uitați ce fain arată acum ficățelul cât este de curat. Și o să pun usturoiul peste. Sare o să pun la sfârșit. Mestecăm un pic. Sper să nu farului. Am dat focul la mic, dar mai sare asta, doar știți și voi. Că ficatul explodează. Așa. În fine. Îl mestec așa. Vai, da. Atât de bine miroase! Ah, acum a explodat. Vai, da, ce bine miroase! Dumnezeule! Bun. Acum buc de avocado.
să fac salata. Ia uitați ce colorit frumos are farfuria mea cu avocado și șoarele. Acum o să pun ulei de măsline. Nu foarte mult pentru că avocado deja este un este o legumă, nu? Este o legumă foarte consistentă. Așa, o să punem sare pentru că avem nevoie de sare și piper. Ce o să mâncăm noi în seara asta? Ceva foarte, foarte gustos. Ok, apoi amestecăm cu o lingură. Știți ce am uitat? Zeamă de lămâie. Deci, zeamă de lămâie. Ficățelul se prăjește. Punem cât mai multă zeamă de lămâie. Practic, o storc pe toată. Ia să vedem. Puteam să pun și niște ceapă, dar am zis să fac așa simplu pentru copii să mănânce. Ia să vedem, Andrei, dacă îi place ce am făcut eu. Hai, învinge furculița în avocado. Învinge, mă! Așa. Hai, ia să vedem. Fac în gurița. Da, mami, nu e iute. Da, e vreme. Hai, bagă. Bagă un pic. Ea abia așteaptă. Nu? Îți place? Eu nu cum. Dă la mama să-ți dau. Hai, bagă în guriță. Hai, gustă. Până nu guști, nu știi. Hai, deschide gurița. Hai, nu mai da capul pe spate, așa. Haide, deschide gurița. Ia rușioara atunci. Hai, uite, rușioara pus-o papi. Hai, și cu ficățel. E bun? Vezi? Ia. Andrei, ia spune tu la mama, ce-ai făcut? Eu pot. Ia spune tu, ce-ai făcut în baie? Eu duș. Ai făcut singur duș? Da. Da? Și unde te-ai dus? Acolo la cabina de duș? Și ai făcut singur el? Da. Du-te, nu mi-e să cred. Ai făcut singur el duș? Da. Wow, da. Vadă ce frumos miroi. Știi de ești tu curățel acum? Eu spălat arză. Te-ai spălat pe cap? Da. Bravo. Mă, dar tu ești băiețel mare, măi, Andrei, măi. Dar știi că tu acum trebuie să mergi să faci nani, știi, nu? Andrei, știi, nu? Da. Mergem să facem nani, că mami trebuie să strângă aici, să facă curat, știi? Și ea, Zibia, au făcut singur? Singur? Eu nu m-am ajutat. Singur și-a făcut baie? Du-te, nu să cred. Nu, Andrei, de acum să faci singur baie. Poate singur să facă la duș. Te duci la duș, îți dai drumul la apă călduță și îți faci duș. Dar bine, numai seara sub supravegherea noastră, știi? Da. Deci nu-ți faci chiar de unul singur. Da, bine, Andrei, am înțeles tot ce ai zis. Poți să te joci în cădița aia acolo mică cu apă, nu? Da. Ok. Mame, eu plăcesc. Așa, am mâncat portocală. Am terminat de mâncat, mi-am făcut curățenie în bucătărie, mi-am spălat tot pe acolo pentru că era super împrăștiat de grăsime, deci ficatul ăsta mi-a explodat și mi-a împrăștiat peste tot numai ulei.
Vă dați seama ce am avut de fricat. Pe jos mai am trebuie să aspir și apoi să îmi șterg pe jos. Vreau să fac și aici în sufragerie, să-mi scutur pătura, să-mi aranjez bernele, să șterg un pic praful aici la zona asta unde stau copiii și se uită la televizor. Să-mi aspir rapid și pe urmă să îmi șterg pe jos, pentru că mâine nu o să am timp să fac eu treaba asta. Mâine avem bagajele. Și mâine, da, mâine avem de făcut bagajele, avem altele de făcut, am de sortat haine, să vedem ce o să ne luăm. Să începem să împachetăm. Asta este ideea, să începem o dată cu împachetatul, să știm și noi o treabă, că chiar o să plecăm în România și până nu o să începe să fac bagajele, nu o să realizez lucrul ăsta, chiar dacă o zic de atâtea ori că o să plec, dar până nu încep să împachetez, chiar nu cred. Aoleu, mă doare mâna. Așa că, Bia, termină-ți portocala de mâncat și hai la somn, mamă dragă, că mai am și eu aici de făcut una alta. E ora 9 și ceva, 9 și un pic. Sper să termin până la 9:30 tot ce am de făcut. Apoi să... cred că o să-mi fac și un duș rapid ca să mă liniștesc în privința asta. Și pe urmă să mă apuc de unghii. Dacă o să mai am chef să-mi fac unghiile, dar sper să am chef, pentru că mâine nu o să am când. Și... na. Sper să reușesc cât seara să fac ceva. Gata, m-am liniștit și eu în sfârșit. Este ora 10 și ceva. Mi-am terminat curățenia peste tot. Da, trebuia să fac, pentru că mine chiar nu am timp. Și acum sunt la masă, mi-am adus toate lucrușoarele, vreau să-mi fac unghiuțele. Ia uitați, avem aici toate ingredientele, ca zic așa, ce am eu nevoie pentru unghiuțe. Astea sunt cele care le-am cumpărat de la Teddy. O să le aplic, am lipici și peste o să pun două straturi de gel, așa ca să-mi reziste. Zdrăguțe, nu? Ce părere aveți? Eu zic că merg unghiuțele astea la rochițele care le am eu, cel puțin la aia care o am eu cu animal print, merg sigur. Mie întotdeauna mi-a plăcut unghiuțele astea așa, verdele ăsta foarte închis și în combinația asta cu auriu. Așa că da, abia aștept să văd la urmă cum o să iasă. Avem toate cele necesare. Nu o să mai filmez separat un clipuleț pentru celălalt canal, pentru că, sincer să fiu, chiar nu mai am răbdare să mai stau să mai pun și luminile, să aduc camera. Chiar astăzi nu am avut chef deloc de cameră, să umblu cu virgulă camera și apoi să scot de pe cameră direct în laptop, să transfer și tot așa și să editez. Astăzi nu, astăzi vreau să filmez cu telefonul, sper să nu vă supărați pe mine. Așa, între timp o să-mi pregătesc unghiuțele să mi le curăț, pentru că îți varză. Eu de când muncesc în curățenie, în general, de când muncesc în curățenie, unghiile mele arată nașpa, trebuie mereu să le curăț, să le întrețin, pentru că asta este. Așa, am pus dizolvant din ăsta de cuticule de la Sally Hansen și acum o să las câteva secunde să acționeze, după care o să le curăț cu forfecuța, dar nu foarte tare. O să le scurtez pentru că sunt destul de, nu știu ce vedeți voi, dar sunt destul de lunguțe, așa. Le tund, le pilesc bine și pe urmă o să mă apuc să aplic primul strat, ce anume baza, așa, și pe urmă, nu, întâi o să pun tipsurile, da, cred că o să pun lipiciu tipsurile și pe urmă să aplic baza, să vedem cum. Așa, cred că e gata. Pe fundal, dacă auziți ceva, să știți că este o muzică relaxantă, o muzică italienească,
Îmi plac mie melodiile astea italienești foarte mult, mă relaxează. Dacă vă interesează, cântă pe fundal Fiorella Mannoia. Mie îmi place foarte mult de femeia asta cum cântă. Chiar pe mine mă relaxează. Și mai sunt multe altele. Laura Pausini, mai ascult foarte des. Viaggio Antunace. Deci muzica italiană, în general, mie îmi place foarte mult. Da. Făcându-mi unghiile, ascultând muzica asta, chiar mă relaxez maxim. Nu știu ce să vă mai zic. Chiar nu mai știu ce să vă zic. Cred că o să dau pe rapid să vedeți cum îmi curăț eu rapid unghiile și cum îmi aplic tipsurile astea, pentru că sunt sigur că asta vă interesează. Și să vedem finalul, nu? What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes are coming true. That's why I cheer. I've been busy decking the halls. I've been kind to big and small. And now it's time to have a merry holiday. What a feeling when it's time for Christmas. Let's sing a carol and we'll bring it here. I guess that spring and summer, they're all fine. But I've been waiting for the season that's mine. So let it come, yeah, let it come. Snowflakes fall, I can hear the sleigh bells call. They're saying it's time to have a merry holiday. What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes are coming true. That's why I cheer. I've been busy decking the halls. I've been kind to big and small. And now it's time to have a merry holiday. What a feeling when it's time for Christmas. Let's sing a carol and we'll bring it here. Let's sing a carol and we'll bring it here. Let's sing a carol and we'll bring it here.